pe 21 august 1925 s-a născut marele actor de teatru și film Toma Caragiu. Reprezentanții teatrului din Ploiești, care îi poartă numele, au marcat această zi. Au depus flori la busturile lui Toma Caragiu, aflat în vecinătatea teatrului și în foaierul instituției, și au pregătit și o expoziție de fotografii cu marele artist. Într-adevăr, o zi specială, pentru că astăzi Toma Caragiu, cel care este patronul spiritual al Teatrului Ploieștean, ar fi împlinit 99 de ani. Personalitate marcantă a culturii naționale, pentru că de mult a depășit granițele județului sau țării. Toma Caragiu este recunoscut de publicul larg, mai ales pentru rolul din seria filmelor BD La munte și la mare sau din aparițiile televizate. Marele Toma Caragiu era un actor excelent și jucam piese de teatru și, și la televiziune. Știți că a fost și directorul teatrului Ploiește? A fost directorul teatrului, da. În primul rând, carisma. Seria de filme cu BD-uri și foarte multe piese de teatru. Și ce să spun? În 77 am pierdut un mare actor. Actorii Teatrului Ploieștean vor pregăti pentru anul viitor, când se vor împlini 100 de ani de la nașterea lui Toma Caragiu, un spectacol tribut.